Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi pregăti tocană de vită cu mămăliguță. Pentru această rețetă avem nevoie de 1 kg carne de vită, 4 cepe, un ardei roșu gras, 200 ml ulei, o linguriță chimen, 4-5 căței de usturoi, 2 lingurițe de paprică, sare și piper după gust. Despre mămăliguță vom vorbi puțin mai târziu. Să ne apucăm de treabă. Prima dată punem uleiul la încins. Lăsăm să se încingă puțin. Ceapa și ardeiul se dau prin blender. Așa, sosul de la tocană este mult mai cremos. Punem ceapa, o lăsăm să se căldească până se sticlește. Ceapa s-a călit, punem și ardeiul. Le amestecăm bine împreună, le mai lăsăm la călit 2-3 minute. Ceapa și ardeiul s-au călit. Acum punem carnea de vită. Tocana de vită se face la foc mic și foarte important, nu se adaugă apă. Carnea s-a călit suficient și a schimbat culoarea. Acum putem adăuga și ingredientele. Punem paprika. Sare după gust. Piper. Amestecăm bine totul împreună. Și o lăsăm la foc mic, amestecăm din când în când în ea. Carnea este fiartă, adăugăm și usturoiul împreună cu chimenul. Usturoiul îl tocăm mărunt. Punem chimenul peste usturoi și le tocăm bine împreună. Chimenul l-am turnat peste usturoi, l-am tocat bine împreună până ce bobul de chimen s-a spart pentru un gust mai intens. Turnăm amestecul de chimen cu usturoi în tocană și mai lăsăm la fiert împreună 20 de minute. Între timp pregătim și mămăliguța. Apa pentru mămăliguță am pus-o la fiert împreună cu sarea și puțină grăsime vegetală. O lăsăm să fiarbă, după care turnăm treptat făina și amestecăm până ce mămăliguța este gata. Tocana de vită cu mămăliguță este gata. Vă urez poftă bună și vă mulțumesc pentru vizualizare. Pentru mai multe rețete gustoase, abonați-vă la canalul meu de YouTube.
idei de mâncare de la Mădălina.